Siria, asta e un lucru foarte bun, pentru că un lucru interesant de spus acum și de remarcat, noi am schimbat liderul, adică Dragi a schimbat cu India și acum vom face la fel, deci noi sperăm ca tot noi să schimbăm. Și antrenorul echipei Electroșid, Titu, își dorește ca Fotbal Club Chindia Târgoviște să promoveze în eșalonul secund. Să dea Dumnezeu așa să se întâmple. Eu am spus de fiecare dată, îmi doresc foarte mult să promoveze Chindia, să ca și Federația să revină asupra deciziei pe care, mă rog, care s-a dat săptămâna trecută. Sper ca Chindia să termine sezonul pe locul 1, pentru că parcă e păcat că în județul ăsta reușim să ducem o echipă mai sus de Liga 3 și poate de prea multe ori, eu știu, punem acțiuni prea multe rivalitățile astea între noi și parcă nu în regulă. Eu sincer să fiu îmi doresc ca Chindia să